Expoziția de față Mix and Match este curatoriată de artistul și curatorul american Klaus Posler, care a ales într-o marjă destul de mare de artiști de colaj din America, Noua Zeelandă și Germania, 15 expozanți. Pe Klaus Posler am cunoscut în America în urma rezidenței mele din Boston, din Massachusetts, și este primul lui contact cu România și cred că este o punte foarte bună pentru artiștii români să ia contactul cu artiști străini și viceversa. Practic, curatorul a ales într-adevăr mai multe tipuri de colaj, colajurile tradiționale făcute manual, colajurile printate și colajurile, să zic, ajutate de tehnologii ca și rășină sau lacuri sau alte chestiuni. Cred că este o paletă destul de diversă de colaj și atât astăzi cât și mâine în piața română de artă, cred că colajul este binevenit. Așa, deci atelierul 030202 a avut trei evenimente astăzi de Noaptea Galeriilor. Mix and Match a fost primul, să zic, regina evenimentelor cu artiștii de colaj. Al doilea eveniment a fost un live jam session cu patru pictori care au interpretat muzică fusion, jazz în galerie în timpul expoziției. Și al treilea eveniment a fost random, 5 video-arturi de Gabi Stamate, care și acum se proiectează jos.